Siberia a devenit un ținut de foc. Mai multe incendii au mistuit deja mai mult de 26 de hectare dintr-o pădure, în ciuda eforturilor pompierilor de a controla flăcările atât pe calea aerului cât și pe uscat. Autoritățile susțin că se ocupă în primul rând de incendiile din apropierea zonelor populate, însă nicio comunitate nu este acum în pericol. În ultima perioadă, temperaturile din Siberia au fost anormal de ridicate, au depășit în unele zone chiar și 35 de grade Celsius.